Ploaia cu gheață din ultimele zile a lăsat un dezastru în urmă în mai multe sate din județul Hunedoara. Oamenii se plâng că le-a distrus mai mult din jumătate din culturi. Localnicii se tem că dacă va mai veni o furtună la fel de violentă, s-ar putea să nu mai aibă ce pune pe masă. Specialiștii sfătuiesc să-și asigure culturile, pentru că statul nu oferă despăgubire acum decât pentru secetă. A venit ploaia, venit grindene, descărcări electrice. Norii s-au rupt în mai multe zone din județul Hunedoara câteva zile la rând. În localitatea Dalu Mare, ploaia cu gheață a lăsat în urmă un covor alb și disperare. Le-a devastat oamenilor grădinile. După ce s-a potolit furtuna, domnul Partenii a ieșit să evalueze pagubele. A venit foarte mare. Grindina niciodată nu a fost, de când știu eu, așa de mare și în timp îndelungat. Văd că o cam afectat culturile. Afectat. 50%, 60%. Cele mai multe dintre legume sunt compromise. Dezastru este și în livadă. Fructele secerate de vijelie zac acum pe jos. Nici vița de vie nu a rămas neatinsă de furia naturii. Uitați și vie acum, e toată zdrămțuită. Altă gospodărie, aceleași probleme. Fecla, roșiile, exterminate, salata, castăvețe, chiar nu mai este. Fasolea, unii acolo, unii se rup și aia. Uite cum e dezastru. Dezastru. Ori mai vini vijelii, dacă acum n-am crezut că o să ne distrugă în halul ăsta tot. Oamenii din Dalu Mare din asta trăiesc, cultivă pământul și cresc animale, numai că vremea le dă bătăi de cap în fiecare an. Aici iernile sunt aspre, iar primăvara și vara sunt loviți de furtuni puternice. Tocmai de aceea, specialiștii din agricultură fac câteva recomandări. Ar fi bine să-și asigure culturile pe această perioadă. Dacă starea de afectare nu este așa de mare, imediat după grindină să aplice niște tratamente fitosanitare, pentru că acolo unde lovește grindina apare o poartă de intrare a bolilor. Oamenii locului se tem că un alt episod violent al vremii le va distruge și puținul care le-a mai rămas și vor fi astfel nevoiți să cumpere legume și fructe din piețe. Pentru mulți dintre ei, drumul până la oraș este o corvoadă. Din satele răsfirate pe culmile munților și până la Tarabe au destrăbătut zeci de kilometri.